Că ați venit. Este o zi importantă pentru mine și o zi importantă și pentru Partidul Național Liberal din Botoșani. Astăzi depunem candidatura la Consiliu pentru președintele Consiliului Județean și colegii mei pentru funcția de consilier județean. E o chestiune la care vreau să spun schimbare. Lumea așteaptă schimbare de la noi și eu cred că Consiliul Județean, instituții publice, trebuie să aibă acces, trebuie să fie deschise. Am văzut multe de Consiliul Județean, câteva dintre vestul țării și ceva e altfel. Am văzut și în afara țării. Oamenii au nevoie de a colabora, de a fi întrebați, de a fi ascultați. La noi, din păcate, și nu o spun cu toate cu anumită răutate, o spun cu observații care mă și doare cumva. Consiliul Județean a fost o chestiune închisă, undeva o fel de cetate în care nu intră nimeni, acolo se dezbat subiecte grele, dacă cineva vrea să intre, trebuie să aibă niște chei speciale. Eu cred că Consiliul Județean și instituția publică sau primăria trebuie să fie deschisă pentru oameni. Asta înseamnă schimbare la mine. Iar oamenii trebuie să fie atrași, trebuie să fie calzi, bine, frumoși, nu, și oameni, dar și cei care îi caută pe oameni. Am fost zilele astea la Londra să văd niște români care vin acasă și vă spun, sunt zeci de oameni care vin acasă mâine. Dacă aștept un singur lucru, că sunt plătiți mai bine și dacă sunt plătiți. Și este o chestiune la care vă insista foarte, foarte, foarte mult. Asta este deviza și decizia de deviza mea este. O deschidere față de oameni. Oamenii trebuie să vadă că îi prețuim. Oamenii trebuie să vadă că politica nu este făcută doar în campanie. Politica este făcută în mod continuu. Și este mult mai important ce faci după alegeri decât ce faci în timpul campaniei. Pentru că toți îmi spun, suntem sătui de minciuni, suntem sătui de tot felul de vorbe goale. Vin dintr-o lume în care știu ce înseamnă să prețuiesc banul public, omul. Am lucrat cu foarte mulți oameni, am niște consilieri extraordinari și credeți-mă, m-am muncit să fie mai bun ca mine. Mai tineri, mai inventiv, mai inovativ, mai multă poftă de a schimba ceva. Și sunt mândru, îmi mulțumesc foarte mult că am acceptat să vină lângă mine. Va fi un demers greu a schimba ceva din radical, ceva care pare putre și înghețat și strâns într-un niște carafaci greu de accesat la ele. Va fi greu să schimbăm asta, dar sunt absolut convins cu oamenii din spatele meu și cu mulți alții care ne încurajează și care vor veni lângă noi, vor înțelege că politica este doar o chestiune pentru oameni. Politica nu este doar vot. Politica este cum poți să faci bine oamenilor. Și cred în lucrul ăsta și sper să mă ajute Dumnezeu să ajung în situația asta. Da. Ăsta este cuvântul. Vreau să le dau Consiliul Județean botoșenenilor. Este o declarație. Dacă oamenii sunt pregătiți sau nu, este iar chestiunea noastră, celor care ajungem în funcții decizionale, de a-i face pe oameni să creadă, de a veni lângă tine. Și eu sunt convins că în momentul ăsta nu sunt pregătiți pentru că Consiliul Județean, repet, a fost o instituție înghețată. A intrat la Consiliul Județean până și acum poate, a intrat ca într-o cetate, într-o bastilie în care aveai zeci de opreliști. Și nu doar vorba din cuietori, ci oamenii. Eu văd deschid astea la oameni. Oamenii deschid cu gândul și cu mintea și cu dragoste, deschid orice. Nu înseamnă să ai chei multe, pentru că e clar că un acces trebuie controlat. Dar oamenii trebuie să înțeleagă că dacă au o problemă, pot spune undeva. O spun la Consiliul Județean, că o spun la primărie. Dar trebuie să înțeleagă lumea de totdeauna că vreau să dau aceste instituții oamenilor. Și spun asta pentru că nu am nimic de ascuns, nu-mi trebuie nimic în sensul material, nu vreau nimic la nivel de notorietate, pentru că cumva Dumnezeu m-a așa să o am. Vreau doar să înțelegeți că îmi pun toate cunoștințele mele și toată experiența mea în acest tip de în această activitate. Și mă rog la Dumnezeu să mă ajute să mă țină sănătos, că acum am răcit la Londra din cauza ploii de acolo și sper să mă țin întreg la minte și la trup. Eu am, mie mi-a portat în loc cifra 13, dar și eu cred că sigur vom lua 13 locuri, 13 consilieri județeni. Îl văd pe domnul Todirea, că m-a criticat, prietenul meu cel bun, care va câștiga primăria de la vârful, de la Mihai Eminescu, am atrasate. Da, eu cred în cel puțin 13 locuri la Consiliul Județean, ca și consilieri.
Dar ceea ce trebuie să înțeleagă lumea și rog cu din toată inima, veniți la vot. Dacă nu vor veni oameni la vot, nehotărâți la vot, va fi greu să putem schimba ceva radical. Pentru că este o masă critică de votanți pe care trebuie să-i respectăm ai PSD-ului, dar sunt foarte, foarte mulți nehotărâți pe care îi invit la vot și aș face orice să vină la vot. Nu contează dacă știi sau nu, vreau să vină lumea la vot. Și dacă 70% din botoșeni vin la vot și spun că ăsta este alesul nostru, îi respectăm. Dar din păcate vin 30% și din 30% câștig 1-40%, ceea ce înseamnă să nu știu câteva mii de voturi. Asta e povestea. Da, mai